bucurăm că am putut să câștigăm în această seară. Am avut și puțin noroc, dar spre norocul nostru am luat cele trei puncte. Ați legat două victorii, două echipe mari, Astra și Târgu Mureș. Da, asta înseamnă că și noi emitem pretenții la play-off. Te-ai abonat la gol? Etapă la gol. Sper să o țin tot așa. Acum e bine pentru mine, e bine și pentru echipă. Sper să dau cât mai multe goluri ca să pot să-mi ajute echipa ca să terminăm în primele șase. În tribuna a fost temir să îndoi, v-ați spunea pentru etapa viitoare. Până etapa viitoare mai avem în cupă cu UTA și sper să trecem și de acest hop și pe urmă o să ne pregătim și pentru Craiova. Sezonul trecut, prin timpul ăsta, Craiova începea seria aceea cu 19 meciuri fără înfrângere. Voi vreți să reeditați performanța Craiovei? Nu vrem noi să reedităm nicio performanță a Craiovei. Noi suntem pandurii și vrem de la meci la meci să scoatem maximum din ce se poate.